Salut! Numele meu este Cristi și sunt din Republica Moldova. Vreau să vă povestesc despre mama mea, cea mai ghinionistă șoferiță pe care eu o știu. Până acum deține un record de mici accidente, 4 într-o singură zi. Serios acum, nu vrei să fii cu ea în mașină atunci când se pune la volan. Chiar nu știu cum a reușit să ia permisul. Mamei mele nu i-a plăcut niciodată ideea de a conduce. Ea mereu a fost persoana din dreapta și tatăl meu avea datoria asta. Însă din cauza unor probleme de sănătate, tatăl meu nu mai putea conduce. Așa că singura variantă era mama, care nici măcar carnet nu a avut până la vârsta de 40 de ani. Inițial nici nu a vrut să audă, a încercat alte variante precum taxiul, transportul în comun, însă devenea prea costisitor, mai ales că aveam rude prin toată țara și mergeam des pe la ei, iar timp de pierdut prin autobuze nu prea aveam. Așa că până la urmă tata a convins-o pe mama să încerce măcar să conducă. Prima oară a încercat el să-i dea câteva lecții, măcar un minim de cunoștințe să aibă și ea de unde porni, însă mama era destul de complicată. Când nu ieșea ceva din prima, începea să plângă și tot ce își dorea era să renunțe. Țin minte că a durat vreo 4-5 luni până s-a înscris efectiv la școala de șoferi, deși nu avea deloc încredere în ea. Dar ceea ce a mobilizat-o a fost când am avut ceva de mutat de la țară la noi acasă și șoferul ne-a luat o grămadă de bani, deși era o nimica toată. Atunci s-a hotărât că trebuie să facă ceva. Cu o zi înainte să înceapă prima oră de condus, era destul de liniștită, însă înainte cu o oră să plece, a început să aibă atacuri de panică. Niciodată nu mai văzusem așa, iar tata s-a speriat teribil și nici că nu a vrut să o mai lase. Însă ea a încercat să își învingă teama și să meargă până la capăt. Din câte ne-a povestit ea când a ajuns acasă, prima oră a fost dezastru total. Deși știa toate noțiunile de bază, nu a fost în stare nici să pornească mașina. Iar instructorul, deși încerca să o încurajeze, cumva văzuse că nu e pentru ea condusul. Dar totuși a continuat. Eu sincer începusem să prind încredere în ea. Asta până când a intrat cu mașina instructorului fix într-un zid. Habar n-am cum s-a întâmplat asta. Probabil o secundă de neatenție și poc. Sincer, nu a fost ceva grav, dar fiind la început s-a cam speriat, mai ales că i-a stricat mașina bietului om. El avea asigurare, dar a trebuit să scoată și mama niște bani din buzunar pentru gafa ei. Mai ales că omul a rămas fără mașină vreo o săptămână, pentru că era în service și la urma urmei așa aș câștiga el pâinea. Știu că atunci când a venit acasă, tata a rugat-o să renunțe pentru binele ei, deoarece se vedea că e frică și nu îi place să o facă. Dar mama era prea încăpățânată și uite așa, s-au luat la ceartă. Îți zic sincer, fără vreo răutate sau fără să te descurajezi în vreun fel, mai bine lasă și ne descurcăm cum putem. Avem autobuze și tot ce e nevoie ca să facem față. Iar când mergem la cumpărături, nu murim să dăm câțiva lei în plus pe taxi. Ne-am înțeles? Eu nu mai înțeleg nimic. Știu că am făcut o greșeală, dar gândește-te că oricui se putea întâmpla. Asta nu înseamnă că eu nu sunt bună să fac asta. Ți-am zis că m-am ambiționat să iau acel carnet. Și asta am de gând să fac. Ce e așa greu de înțeles? Nu e greu de înțeles. Și nu am zis că nu te susțin, dar se vede că nu îți place și nu vreau să-ți pui viața în pericol din cauza unei ambiții stupide. De aia am zis că sunt și alte soluții, nu trebuie să faci ceva ce nu îți place. Șofatul nu e așa ușor precum pare și nu e pentru toată lumea. Nu am de gând să-mi schimb părerea. Știu că poți și o să vă demonstrez asta. Mama a continuat și, surprinzător, după mai multe încercări, a luat carnetul. Însă abia acum începe adevărata tortură, pentru că era de groază la volan cu ea. Acum, sincer să vă spun, îmi era frică pentru viața mea. Conducea extrem de neatent. Nu putea să-și împartă atenția în toate direcțiile, așa cum trebuie să o faci atunci când conduci. Și mereu încurca pe cineva sau atingea o altă mașină. Era îngrozitor. Ba chiar pot băga mâna în foc că mama era cea mai înjurată persoană din trafic. Într-o zi când trebuia să mă ducă la școală, a făcut fix 4 accidente. Prima oară a fost când a trebuit să scoată mașina din parcare, în spatele și în fața ei erau alte mașini, ceea ce a făcut ca acea ieșire să fie mult mai complicată.
A încercat ea cum a putut, însă nu a reușit să iasă fără să-i atingă puțin mașina celui din spate, care se uita pe geam în acel moment și a venit jos în grabă și s-a luat la ceartă cu mama. După vreo 10 minute de ceartă și negocieri, am reușit să plecăm de acolo și cum mergeam noi liniștiți pe drumul principal, mașina din față pune o frână bruscă. Mama se uita în altă parte și poc intră în ea. Vă vine să credeți? Două într-o singură zi? Bineînțeles că atunci mama a ieșit cu gura mare, însă s-a dovedit că vina a fost tot a ei, pentru că nu respecta distanța necesară și nici nu a fost atentă. Așa că până la urmă mă lăsase într-un final în fața școlii, în viață, și urma să vină după ore să mă ia. Sincer, în acea zi încercam să găsesc orice modalitate de a merge la școală fără să mai fie necesar să mă ducă mama. Așa că a venit după ore să mă ia și am încercat eu să-i spun frumos că mă descurc singur și atunci s-a declanșat bomba. Cum adică să mergi singur? O să pierzi o grămadă de timp doar pe drumuri și prin autobuze. De ce m-am chinuit atâta să iau carnetul? Ca să-mi zici acum că nu mai ai nevoie de mine? Ce nu-ți convine? Mamă, dar ți-am zis! Mi-e frică de cum conduci. Uite, doar azi ai intrat în două mașini. Chiar de nu a fost nimic grav, mi-e frică. Nu ai de unde să știi când se poate întâmpla ceva mai rău. Exagerezi și tu ca tatăl tău. V-am mai zis, oricui se poate întâmpla asta. Nu sunt singura. Nu, mamă, asta nu se întâmplă oricui. Cât timp a condus tata, atâția ani, nu am pățit nimic. Și nici măcar o zgârietură. Nu mai zic de ce ai făcut tu într-o singură zi. Când vede tata, sigur o să se supere. Și te rog, condu mai prudent. Vorbim acasă ce avem de vorbit, tu uite-te la drum. Până acasă a mai luat o bordură din plin, așa nervoasă cum era și făcea scheme printre mașini. Efectiv, toată lumea o claxona. Era o catastrofă. Iar când am ajuns înapoi în fața blocului și a dat să parcheze, a lovit din nou mașina vecinului, aceluiași vecin de azi dimineață. Doar că de data asta lovitura a fost ceva mai puternică. Omul când a auzit, a venit nervos și a făcut un scandal de toată frumusețea. El era convins că mama a făcut-o intenționat. Chiar nu voia să înțeleagă că o persoană care are carnet e așa cum e mama. A venit tata jos și a încercat să rezolve amiabil tot cu el. Însă mama a fost atât de dezamăgită încât a luat-o la fugă plângând până în casă. Din acea zi și-a promis că nu mai pune mâna pe volan. Tata a încurajat-o și am rezolvat cumva să ne descurcăm cu toții mai bine cu transportul în comun. Nu a fost ușor, mai ales când aveam ceva de mutat sau aveam multe cumpărături, dar decât să ne punem viața în pericol, e mult mai bine așa. Ca și sfat, pot să vă spun că dacă nu aveți înclinație sau măcar un minim de plăcere în a face ceva, mai bine nu o faceți. Și mama a înțeles că încăpățânarea ei poate duce la ceva urât și mă bucur că a renunțat la timp. Și sincer, nu e o rușine să renunți. Suntem oameni și câteodată mai dăm și greș. Important e să învățăm.